În tezaurul județului Argeș se află un monument care merită să fie obiectul unei expediții arheologice emoționale. Un monument legat de originea noastră. Castrul roman de la Jidova. Un castru extrem de important pentru frontiera nord-estică a întinsului Imperiu Roman. Vă invităm să ne însoțiți în această călătorie care începe acum 2 milenii. În primul rând avem Mănăstirea Curtea de Argeș, apoi Mănăstirea de la Corbi de Piatră, Cetatea lui Vlad Țepeș de la Păienari, Mănăstirea Negru Vodă, Clopotnița, turnul Clopotniță, datat din 1730. Și ca obiectiv turistic avem barajul Vidraru. Cred că acestea sunt cele mai cunoscute de la noi din județ. Imperiul Roman s-a sprijinit mai mereu pe frontiere naturale. Atlantic, Rin, Dunăre, Eufrat, deșertul african. Acolo unde Imperiul nu beneficia de ele, se construiau cele artificiale, simboluri ale autorității, puterii, gloriei și măreției romane, delimitări clare între civilizație și barbarie. Între zidurile castrului Jidova, soldații cantonați proveneau din diferitele seminții ale lumii cunoscute atunci și se închinau mai multor zeități păgâne tolerate de către Imperiu. Porțile erau însă închise unui zeu tânăr care încă nu împlinise 2 secole. Un zeu venit din răsăritul Imperiului, din Iudeea, provincie romană de unde a fost mutată o populație însemnată pe teritoriul cucerit al fostului regat al dacilor. Un zeu căruia nu-i se îngăduia să fie venerat în interiorul zidurilor unui castru sau unui oraș, dar un zeu care cucerea sufletul tot mai multor supuși imperiali. Pe teritoriul Daciei romane a prins rădăcini creștinismul. Majoritatea populației colonizatoare era formată de etnici din Asia Mică și Levant, țările din răsăritul Mării Mediterane, Palestina, Antiohia, Capadocia, Bitinia, Macedonia, Corint și Tracia. Între cei mutați de Roma în provincia Dacia se aflau și deportați care trebuiau să-și ispășească prin exil diverse crime împotriva Imperiului. Majoritatea acestor deportați era formată din creștini, considerați adevărați criminali de către Roma, iar deportarea era o formă mai blândă de pedeapsă. Creștinilor însă nu le era permis să locuiască în spațiul urban. Acest lucru a fost în favoarea creștinilor, care au putut în clandestinitate să convertească tot mai mulți adepți. Dacă în Imperiu procentul creștinilor era cifrat la 10%, în provincia Dacia, procentul creștinilor la retragerea aureliană era de 40%. Să zăbovim asupra unei propuneri de simulare 3D a ceea ce a fost castrul la începutul secolului al III-lea după Hristos, fortăreața ale cărei dimensiuni erau impresionante pentru acea perioadă. Fortificațiile din piatră erau puține în fiecare dintre provinciile nou cucerite, în care Imperiul avusese grijă să distrugă zidurile cetăților regatelor învinse și supuse. Cred că a fost perioada războiilor dintre daci și romani. Castrul a fost construit între anii 190-211, pe timpul împăraților Commodus și Septimius Severus, și era singurul castru de piatră de pe limesul Transalutanus. Ca apartenență, el face parte din categoria castrelor auxiliare. Suprafața sa de 1,3 hectare îl încadrează ca rang între castrele cohortă și castrele post de cercetare, el putând adăposti între 200 și 400 de soldați. Armata romană este renumită pentru abilitatea de a evolua în funcție de schimbările cerințelor politice și militare ale perioadei imperiale, de a se adapta condițiilor locale în scopul de a înfrânge aproape orice oponent. Romanii au înțeles că legiunile nu erau cele mai utile trupe în operațiuni care necesitau forțe care se deplasează rapid,
sau în lupte pe teren dificil sau muntos, acestea fiind mult mai potrivite pentru asedii și lupte plănuite. Astfel, în conflictele la scară mică și pentru menținerea securității interne și de frontieră, flexibilitatea tactică oferită de trupele auxiliare s-a dovedit extrem de utilă. Știu despre existența lui, dar nu pot să vă dau mai multe detalii referitoare la el. Castrul are o formă dreptunghiulară cu laturile de 132 și 98 de metri. În partea centrală au fost clădite Horeum, magazia de cereale, Principalia, clădirea ofițerilor, și Pretorium, clădirea comandantului castrului. Accesul în castru se făcea prin poarta principală, Porta Pretoria, poarta de ieșire, Porta de Cumana, și porta sinistră și porta destra, porțile din stânga și din dreapta. Comunicarea directă între cele patru porți și Pretorium se făcea prin drumuri, Via Pretoria și Via de Cumana. În interiorul castrului se aflau trei clădiri. Prima clădire, Principia, era clădirea comandantului și avea trei grupe de încăperi. În mijloc era o sală dreptunghiulară, iar în partea de nord erau trei camere, una la centru, cu dimensiunile de 5 metri 50 pe 6 metri 30, care servea drept capelă, și două camere laterale capelei cu dimensiuni de 6 metri 30 pe 10 metri și 15. În Principia s-au găsit 400 de vârfuri de săgeți din fier și bronz, ceea ce dovedește existența unei trupe de arcași staționați în castru. Este vorba de o trupă auxiliară, cohors prima Flavia Comagenorum, alcătuită din luptători originari din Comagena, o regiune a provinciei romane Siria. Limes Transalutanus este o fostă frontieră nord-estică a Imperiului Roman. Este un hotar care delimita lumea civilizată de lumea barbară. Frontiera era compusă dintr-un drum ce urma linia hotarului, un val de pământ înalt de circa 3 metri, cu o lățime de 10-12 metri, întărit pe porțiuni cu palisade sau ziduri de piatră, precum și un șans de apărare. Din loc în loc existau în apropiere și garnizoane militare. Limesul Transalutanus se întindea pe o lungime de 235 de kilometri, fiind amplasat la o distanță variabilă între 5-30 de kilometri est de râul Olt. Construcția acestuia a început în anul 107 după Hristos, sub comanda lui Marcius Turbo, și a fost dezvoltată de Iulius Severus între 120 și 126. Limesul a fost fortificat și adus la dimensiunile finale de împăratul Septimius Severus între 193 și 211 după Hristos. Romanii construiau castre în vecinătatea așezărilor civile pentru că acestea ofereau hrană, creând astfel posibilitatea amestecului de populație și deci a romanizării. Din câte mi-aduc aminte de la ora de istorie, știu că romanii colonizau teritoriile cucerite pentru a le fi mai ușor să-și impună modul de viață și organizarea economică. Soldații primeau pământ în provincia unde își efectuau stagiul militar. Colonizatorii erau de două feluri, civili și militari. Majoritatea erau din împrejurimile Daciei și mai puțin din inima Imperiului, din Italia de astăzi. Pentru că populația se rărise acolo și împărații nu permiteau colonizarea cu cetățenii născuți în peninsula italică. Cei veniți din împrejurimile Daciei erau traci, înrudiți cu geții. Vorbeau aceeași limbă, fapt care a dus la o apropiere între ei. Coloniile erau locuite de coloni, adică cetățeni romani cu toate drepturile. Coloniile au constituit o lovitură grea pentru viața tradițională autohtonă, deoarece pe ele se sprijinea întreaga viață constituțională, iar dacii au trebuit în cei 170 de ani să se adapteze prezenței zecilor de mii de romani, sau altfel spus, venirii printre ei a atâtor vorbitori de limbă latină. Deși a durat o perioadă relativ scurtă, colonizarea Daciei
cu oameni proveniți din toate provinciile Imperiului, a fost cea mai intensă, iar limba latină s-a impus. Dacii liberi? Mi imaginez ca pe niște haiduci în vremuri de mult apuse. Cucerirea Daciei lui Decebal, mai precis a părții centrale a fostului regat getodacic, nu a însemnat supunerea tuturor triburilor tracogetice de la nord de Dunăre și din curbura arcului carpatic. O mare parte dintre ele, mai multe chiar decât cele înglobate în fosta provincie, au continuat să trăiască în libertate dincolo de limesul nordic, răsăritean și vestic al provinciei romane. Este vorba despre geți în Muntenia, carpi în Moldova, costoboci în Carpații nordici și daci mari în nord-vest, Satu Mare, Crișteana, Zarand, care nu au intrat în componența provinciei romane Dacia, dar care au întreținut relații dinamice cu Imperiul Roman, cu Dacia Romană și cu celelalte populații barbare, vecine și contemporane, sarmați, goți, vandali, asimilând foarte multe elemente de cultură romană provincială. Știu că romanii s-au retras din Dacia în 271 era noastră. Cauzele cred că sunt legate de luptele politice de la Roma, care au slăbit mult imperiul, și de invaziile barbare. După moartea împăratului Ulpius Traianus, se menționează un adevărat război dacic provocat de către dacii liberi, fără îndoială cu participarea și a altor triburi și a autohtonilor din interiorul provinciei romane. Alt război cu ei a avut loc în anul 143, sub Antoninus Pius. Între anii 156-157 are loc un atac al dacilor liberi la hotarele de răsărit ale Daciei. Atac respins de legatul Daciei superior, Statius Priscus. Ca urmare, se trece la întărirea limesului dacic de pe râul Someș. Și mai puternică a fost răscoala din 157-158 din nordul Daciei. Acțiunile unite ale dacilor supuși cu cei liberi, romanii le-au făcut față numai datorită unui efort militar excepțional. În urma luptelor, Antoninus Pius a luat titlul de Dacicus Maximus, adică învingător al dacilor. Răscoala dacilor și ecoul înăbușirii ei de către trupele romane sunt atestate de seria de monede bătute cu acest prilej, între care unele piese reprezintă Dacia ca roabă trântită la picioarele lui Marte, care o apasă cu piciorul. Castrul a fost mistuit de un incendiu devastator între anii 244-245 ca urmare a invaziei carpilor. Această invazie a distrus toate fortificațiile de pe limesul transalutan. Da, acum mai mulți ani. Mai țin minte macheta castrului și steagul unei regiuni romane. Expoziția cuprinde obiecte descoperite în cercetările arheologice de pe limes Alutanus și Transalutanus și cu pregădere obiecte descoperite în cercetările din castrul Jidova. Edificiul militar roman a fost construit în cea de-a doua jumătate a secolului al II-lea după Hristos și este astăzi unul dintre cele mai bine conservate castre permanente de limes din România. Sunt expuse obiecte din ceramică, opaițe, cărămizi și fragmente din țigle cu inscripții, amfore, piese de paviment și mozaic, piese pentru hipocaustum, arme, vârfuri de săgeți, sulițe, cuțite, piese din fier și obiecte din piatră, care se pare că provin de la subunitatea militară romană de arcașcălări, care a construit castrul, Cohors Prima Flavia Comagenorum. Castrul a fost descoperit în anul 1876 de către arheologul Dimitrie Butculescu, care a realizat și o primă cercetare. Cercetările arheologice sistematice au început din anul 1962. S-au descoperit o parte a construcțiilor din interiorul castrului și zidul de incintă. Zidurile au fost consolidate, iar zidul de incintă de pe latura de sud a fost supraînălțat, refăcându-se turnul de curtină.
De asemenea, a fost reconstituit Hipocaustul din Pretorium. Cred că destul de puțin români știu de existența și istoria acestui castru. Ar trebui promovat mai mult. După retragerea aureliană, populația civilă s-a mutat în castrul părăsit. Dovadă este vatra din cărămidă, care datează din perioada lui Filip Arabul, 244-249. După o istorie învolburată, castrul cunoaște acum o perioadă de liniște care nu trebuie să devină una de anonimat. O poveste cu eroi și cu fapte de vitejie, cu lașitate, complotul, trădare, la fel ca și astăzi. Singura diferență e că tot ce trăim noi astăzi, în istorie s-a întâmplat mult mai devreme. Istoria e o știință pe care eu cred că o subestimăm. Deși dacă inventariem, nu știu, evenimentele care au marcat evoluția civilizației noastre, nu am învățat deloc din ele și tindem să le repetăm. Istoria este acel lucru care ne face să fim ceea ce suntem astăzi. Istoria reprezintă totalitatea datelor consemnate de învingători. Păi din câte țin o minte de la școală, istoria este știința care se ocupă cu studiul evoluției societății omenești din cele mai vechi timpuri până azi, sub toate aspectele economic, social, politic și cultural. Dar e o definiție corectă, dar eu cred totuși că este o perspectivă asupra trecutului, construită în baza modului în care prezentul are nevoie să justifice niște alegeri. Asta cred eu că e istoria. Istoria cred că e știința care se ocupă cu trecutul nostru și de care depinde foarte mult viitorul nostru. Cred că e o știință nu foarte exactă, pentru că fiecare are părerea lui despre anumite puncte din istorie, dar eu cred că e un punct de plecare foarte bun pentru viitorul unei națiuni. Trebuie să purtăm un război cu timpul. Trebuie să învingem uitarea și ignoranța. Să povestim istoria. Iar castrul roman de la Jidova este o istorie care merită nu numai povestită, ci mai ales trăită.